Carambol în comuna Dobren din județul Neamț. Mai multe echipaje de descarcerare și de la Smurt au pornit în grabă spre locul în care trei autovehicule s-au ciocnit puternic, iar unul dintre ele s-a și răsturnat. Două persoane au rămas încarcerate. Un bărbat în vârstă de 75 de ani, care conducea un autoturism pe drumul județean, a vrut să vireze spre un drum comunal, dar nu s-a asigurat și a intrat în coliziune cu o mașină care mergea spre Piatra Neamț. Impactul a fost atât de puternic încât mașina lovită a fost proiectată într-o autoutilitară care se deplasa pe sensul opus. În urma impactului a rezultat rănirea a 6 persoane, 4 majori și 2 minori, care au fost transportați la o unitate medicală. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cauza probabilă a accidentului a fost neacordarea de prioritate.